Perioada examenelor este una extrem de dificilă atât pentru copii cât și pentru părinți și cadre didactice. Psihologii școlari vin cu câteva sfaturi pentru părinții care au copii care trec prin febra examenelor. Specialiștii susțin că este bine ca pregătirea psihologică a copilului să fie făcută de cadrele didactice și de către părinți cu mult înaintea examenelor. Esențial este ca părinții și cadrele didactice care au copii în examene să le insufle acestora în primul rând încredere în forțele proprii, dorința de reușită și încrederea că pot face față cu bine unui examen. Important este ca nici părintele și nici cadrele didactice să nu pună presiune psihologică asupra copiilor care susțin un examen. Da, cred că pregătirea pentru examen trebuie să înceapă mult înainte de perioada examenului propriu-zis. În sensul că, ca și părinte, ca și cadru didactic, ar trebui să investim copilul cu încredere. Să-i dăm încredere în forțele proprii. Să-i spunem că noi, ca și părinte, avem încredere că el o să reușească, că el o să poată învăța, că o să facă față cu bine examenului. Să reușim noi, în primul rând, să ne gestionăm propriile emoții și să nu punem presiune foarte mare pe copii. Esențial este ca în perioada examenelor, în special părinții, dar și cadrele didactice, să le fie aproape copiilor, să le cunoască potențialul școlar și gradul lor de pregătire. Importantă de asemenea este familiarizarea elevilor cu astfel de competiții, unde copilul trebuie să știe să dea măsura exactă a cunoștințelor sale. De asemenea, e nevoie ca părintele să țină aproape de copilul lui, să fie conștient de potențialul acestuia, precum și de pregătirea lui, să investească în pregătirea copilului, să fie la curent cu progresul acestuia. Foarte utile sunt și participarea la alte concursuri pe parcursul anilor școlari, astfel încât copiii să fie familiarizați cu ceea ce înseamnă o astfel de competiție. Copilul trebuie învățat și cu gestionarea timpului de pregătire, dar mai ales trebuie învățat să-și stăpânească emoțiile în timpul examenului pentru a se putea concentra asupra sarcinilor de lucru impuse de propunătorii subiectelor. Ei învață în timp cum să-și gestioneze propriile emoții, cum să gestioneze timpul pe care l-au alocat concursului, cum să se concentreze mai bine asupra sarcinilor, dar încrederea în ei, faptul că noi ca și părinți avem încredere în ei și cred că este factorul decizional. Adulții sunt chemați să țină cont de nevoile emoționale ale copilului, de nevoia acestuia de odihnă și de relaxare, de capacitatea individuală a fiecărui copil de a munci. Copiii trebuie învățați să-și gestioneze eficient timpul pentru a avea eficiență, dar mai ales să fie învățați cum să învețe, pentru a nu memora mecanic informațiile predate, ci pentru a le însuși logic și a le folosi atunci când se află într-un examen. Noi, ca și adulți, trebuie să ținem cont de nevoile lor emoționale, spuneam, trebuie să le dăm timp și pentru odihnă și pentru relaxare, să învățăm cum să și dozeze toate activitățile, să îi ajutăm chiar să organizeze mai bine, să-și planifice mai bine timpul. Unii copii nici nu știu cum să învețe. Uneori memorează mecanic fără să înțeleagă efectiv informațiile respective, nu știu să jongleze cu ele. Și atunci, indiferent că suntem în cadre didactice sau părinți, putem să îi ajutăm în sensul acesta. Adulții sunt chemați să înțeleagă emoțiile copilului în timpul unui examen și să-și încurajeze copiii sau elevii aflați în fața acestui examen important al parcursului lor școlar. Înțelegem emoțiile, să le validăm, să nu le spunem, uite, tu nu ai de ce să fii stresat, tu nu ai de ce să te emoționezi, pentru că ești foarte bun și o să te descurci. Da, este foarte firesc
ca el, ca și copil, la un prim examen în care se pune presiunea asupra lui, nu? Să aibă emoții, să fie stresat. În cazul unui eșec la un examen, este bine ca adultul, în special părintele, să nu-l învinovățească pe copil dacă rezultatul nu este cel scontat. Orice examen în viața unui elev este experiență, chiar dacă aceasta este una negativă. Părintele trebuie să analizeze rezultatul obținut de elev, să aprecieze efortul copilului de a se fi pregătit și de a fi renunțat la anumite tentații specifice vârstei. Pe de altă parte, adulții trebuie să țină cont de modificările psihosomatice ale adolescenților și tinerilor care îi marchează la această vârstă. În niciun caz nu e bine să-l învinovățească pe copil sau să se învinovățească el ca și părinte, sau dacă un rezultat este mai mic decât cel așteptat. E o experiență, chiar dacă este ea una negativă, trebuie să vedem, să o analizăm, să vedem unde am greșit, ce se putea face mai bine, să apreciem efortul pe care l-a depus copilul, adică copilul a învățat, copilul s-a pregătit, copilul a renunțat la anumite tentații și s-a ocupat mai mult de activitatea de învățare. Psihologii școlari recunosc și carențele sistemului de învățământ din România, care presupune înmagazinarea unui volum uriaș de cunoștințe care de mult nu mai au legătură cu ceea ce vor face tinerii în viață. Rezistența sistemului de învățământ școlar din România la reformare este una din realitățile societății românești contemporane, care continuă să pună accent pe cantitatea de informații și nu pe ceea ce viitorul adult va folosi în viață.